Salut! Astăzi avem lucrări de amenajare în grădina mamei. Vreau să schimbăm niște borduri din asbest cu borduri din ciment. Borduri pe care le-am cumpărat dintr-un centru comercial și care sunt destul de aspectoase. Se construiește repede cu ele, dar calitatea lor este îndoielnică. Sunt destul de fragile și dacă le forțezi, imediat se rup. Nu au o armătură de fier în structura lor. Am început prin eliminarea vechilor borduri din asbăciment. Operațiune destul de dificilă pentru că aceste borduri vechi au fost prinse cu cleme metalice înfipte în pământ și extragerea lor a fost un pic dificilă. Aceștia s-au făcut rolul lor, acela de a păstra pământul în locul în care a fost pus, pentru că această porțiune de vițe de vie este situată pe un teren înclinat și în lipsa acestor borduri, în momentul în care vin ploile, pământul ar fi spălat și dus în curte, mai la vale. Așa că este nevoie de aceste borduri, atât ca utilitate tehnică, să spunem, cât și ca utilitate estetică. Și iar acum trebuie să facem un șanț, pentru că noile borduri au o grosime de vreo 3 cm, iar spațiul care a rămas de la extragerea vechilor borduri este insuficient și bordurile noi din ciment nu se așează. Așa că trebuie să fac șanțul cu săpăliga pe toată lungimea traseului. Noile borduri au o lungime de 1 metru și o înălțime de vreo 35 de centimetri. Dacă greșesc, am să pun detaliile în descriere. Se lucrează destul de repede cu ele, sunt spornice, pentru că cu o singură bordură se acoperă o suprafață destul de mare. Deci, un metru imediat ai montat o bordură și ai obținut o lungime de un metru. Vin fiecare dintre acestea îngropate, cam 4-5 cm, în funcție de cum i-am reglat eu nivelul, trasat cu sfoară, și au niște încapete, au niște caneluri care le permite o îmbinare destul de bună. Dacă terenul este bine aliniat, îmbinarea se face foarte bine. Lucrarea decurge destul de repede, pentru că mai mult durează pregătirea amplasamentului decât montarea acestora. Montarea se face ușor, dar pregătirea trebuie făcută în prealabil. Cu cât este mai bine pregătit locul, cu atât merge mai repede. După ce am terminat laterala, trecem și în partea frontală, partea dinspre drum, care și ea este protejată de o altă placă de asbăciment care reține pământul la locul său. Bineînțeles că mama a pus peste tot bulbi de lalele și stă pe capul meu să mă dirigeze să nu-i deranjez acești bulbi. Dar nu prea se împacă activitatea de șantier cu activitatea de plantat de flori. Dar n-am încotro. Mergem înainte. Montăm și aici cea de-a doua placă. O punem pe poziție și urmează un capăt pe care l-am pregătit până în țeava de la bolta de viță de vie. Și cu acesta, după ce l-am fixat,
Am făcut o reparație cu ciment în capăt să se potrivească și cam asta este lucrarea. Așa arată lucrarea pe care am făcut-o pe durata a două zile. Aici am făcut cu câteva zile înainte, iar partea frontală și laterală am făcut-o împreună astăzi. Bun, nouă ne place, este o lucrare frumoasă și utilă în același timp. O puteți face și voi în curtea voastră. De jur împrejurul izvorului de apă a cișmelei am turnat și niște beton, pentru că betonul vechi era spart. Aceasta este lucrarea, sper să vă placă, mulțumesc pentru vizionare, rămâneți în continuare alături de noi. Multă sănătate!